Bine de acolo Andrei Rus, mingea revine la Munteanu, din nou pe partea dreaptă, centrare, respinge foarte bine, mai greșit, gol! Da! O greșeală acolo în defensiva echipei oaspete, speculată extraordinar de către cine altul decât Octavian Drăghici. Și iată 1-0 pentru Timișul Șag în minutul 74. A fost un șut din careu respins în prima fază de portarul Amarinei. Șutul i-a aparținut lui Bârză, iată-l pe Bârză, respinge Amarinei și Drăghici, aflat în fața porții, s-a trezit cu mingea și la 5 metri a trezit-o în plasa porții adverse. 1-0 așadar pentru Timișul Șag în acest derby cu CSM Lugoj, un rezultat conform cu cele întâmplate.